viață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, în direct aici, din studio. Astăzi sperăm să avem prin telefon un invitat de marcă, profesor dr. Alexandru Rafila, unul dintre oamenii care știe cel mai bine ce se întâmplă în această țară în privința pandemiei, pentru că fie și numai faptul că ne raportăm la faptul că la situația sa de președinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților spune foarte mult. Dar să nu uităm, profesorul Rafila a fost implicat în deciziile luate de-a lungul timpului. În ultimii 2 ani a venit întotdeauna și a vorbit în fața oamenilor direct și fără foarte multe accente politicianiste. O să încercăm să luăm legătura cu domnia sa, este extrem de ocupat și, după cum ați putut vedea ieri, a făcut un fel de tur al televiziunilor. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul dr. Alexandru Rafila, domnul profesor dr. Alexandru Rafila, bună dimineața! Ne aflăm în direct la emisiunea de la Mesagerul de Neamț. Este o onoare pentru noi să vă avem alături. Știu că nu aveți foarte mult timp, de aceea aș vrea să intrăm direct în discuție pentru cei care ne urmăresc. Domnul doctor, în acest moment mai vorbim despre decizii luate la nivel medical în România sau pentru combaterea pandemiei trebuie să intervenim cu decizii politice rapide și ferme? Problema e puțin mai complicată, pentru că totdeauna deciziile medicale trebuie puse în practică printr-un act administrativ. Medicii nu pot să emită acte administrative, așa că totdeauna e nevoie de o decizie la nivel politic sau fie că discutăm de autoritățile publice centrale, fie că discutăm de autoritățile publice locale, trebuie o decizie administrativă încât recomandările medicale să devină până la urmă reguli de urmat într-o anumită perioadă. Dar în acest moment în care sistemul sanitar, nu știu, eu nu sunt de specialitate, dar mă uit după ce spune toată lumea și spune așa, domne, suntem dincolo de limită. Suntem dincolo de limită și noi avem următoarele măsuri care ni se propun. Certificatul verde, care să devină un fel de act care să demonstreze dacă poți sau nu să-ți desfășori viața socială în continuare. Avem o recomandare ca, de exemplu, Bucureștiul, de la un for de specialitate, să intre în carantină, în ce-o fi acolo, nu știm. Și pe de altă parte avem decizia politică care spune, doamne, mai stăm. Dumneavoastră sunteți... Vă rog. Da, înțeleg ce spuneți. Acum, haideți să le luăm pe rând, că ați pus în discuție 3 situații diferite. În ceea ce privește certificatul verde, el, în mod evident, nu poate fi utilizat în modul în care a propus-o domnul prim-ministru, pentru că ar face imposibilă viața multora dintre concetățenii noștri, mă refer la cei care au nevoie să se ducă să-și ia medicamente, alimente și așa mai departe. Ulterior am înțeles că această declarație a fost nuanțată, dar nu de către autorul ei, ci de către domnul Arafat, care a explicat că magazinele, că, mă rog, că pentru nevoile esențiale ale oamenilor vor fi deschise și celor fără certificat. Primul rând că discutăm foarte mult despre acest certificat și lumea nu știe exact la ce se referă acest certificat. El a fost adoptat printr-o hotărâre a Parlamentului European în luna iunie acestui an, iar scopul acestui certificat era de a asigura libera circulație a cetățenilor în spațiul comunitar. Nu avea legătură cu mersul la un magazin. Nu avea legătură cu mersul la un magazin. Este adevărat însă că multe dintre statele membre, în dorința de a controla evoluția acestei pandemii și de a limita transmiterea, au folosit același tip de certificat, care e ușor de
identificat din punct de vedere al unui soft care este comun practic pentru toate țările din Uniunea Europeană, e ușor de identificat o persoană care este puțin probabilă să fie infectată. Da? Deci, fie este vaccinată, fie a trecut prin boală în ultimele 180 de zile, fie s-a testat, fie cu un test PCR, fie cu un test pe bază de antigen. Deci asta este vorba, asta este esența acestui certificat. Acest certificat însă, dacă va fi utilizat și în România, așa cum este utilizat, știu eu, în alte țări ale Uniunii Europene, trebuie să conțină toate cele trei variante ale, prevăzute de hotărârea Parlamentului European. Nu se poate utiliza o variantă parțială, de exemplu, doar vaccinarea sau trecerea prin boală. Și trebuie să fie integral folosit acest certificat. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect este legat de locurile în care ar trebui să fie solicitat certificatul. În mod evident, în activitatea noastră zilnică și în, nu poți să-l utilizezi în toate spațiile comerciale sau acolo unde se desfășoară activități care acordă asistență unor persoane. Mai mult, accesul la obținerea acestui certificat este limitată. Dacă guvernul dorea într-adevăr să, ca toată lumea să aibă un astfel de certificat, trebuia prin intermediul autorităților locale, de exemplu, să verifice că orice cetățean poate să-și scoată acest certificat, pentru că sunt puțini, mulți oameni în zona rurală care n-au internet, n-au acces la internet, nu cred că au adrese de e-mail, așa mai departe. Sunt persoane vârstnice, ori astfel de certificat nu poate fi obținut decât de o persoană care are anumite abilități, nu de oricine. Și dacă el devine obligatoriu, atunci și statul este obligat la rândul lui să acorde asistență tuturor încât să-și scoată acest certificat. Pentru că sunt multe persoane și în mediul rural sau zone mai defavorizate care fie au trecut prin boală, fie care s-au vaccinat și pur și simplu nu au cum să-și scoată acest certificat, nu au un telefon inteligent ca să își descarce certificatul pe telefon și așa mai departe. Atunci el trebuie furnizat de către autorități și celor care sunt îndreptățiți să-l aibă. Nu s-a discutat niciun moment acest aspect. Adică ne grăbim să facem anumite declarații, să limităm anumite drepturi, dar statul nu-și face și partea lui de treabă în toată chestiunea asta. În ceea ce privește opinia Institutului Național de Sănătate Publică și, mă rog, întărită, dacă vreți, de opinia președintelui Societății Române de Epidemiologie, doamna profesor Zoică, profesor de epidemiologie la Iași, în care se enunță nevoia instalării sau instaurării unei carantine în zona București-Ilfov. Ea este fundamentată de experiența profesională a celor de la INSP sau a doamnei profesora Zoică, care știu că atunci când ai o situație din asta în care practic sistemul de sănătate este depășit din punct de vedere al capacității de solicitările persoanelor infectate de o anumită boală, în cazul nostru COVID, o astfel de limitare a activităților pentru o perioadă limitată este cea care poate să oprească răspândirea, să blocheze, dacă vreți, răspândirea virusului, dar și lucrul ăsta are un impact limitat în timp. El, în primul rând, trebuie instaurat pentru o perioadă de 2-3 săptămâni, pe de o parte, iar efectul unei astfel de carantine nu este suficient dacă nu este coroborat și cu alte măsuri care să facă sustenabilă scăderea sau limitarea numărului de cazuri. Domnul doctor, o ultimă întrebare. Unde am pierdut lupta cu virusul? Lupta cu virusul am pierdut-o în lunile din vară, când, în ciuda semnalelor extrem de puternice că lucrurile urmează să se agraveze în toamnă, a fost o creștere continuă începând de la început, din data de 5 iulie s-a început creșterea numărului de cazuri. Măsurile au fost, în mod evident, n-au fost luate niciun fel de măsuri, sistemul de sănătate nu a fost pregătit și lucrurile astea s-au coroborat, s-au potențat, dacă vreți, eșecul campaniei de vaccinare. Și asta a dus la individualizarea României în rândul celorlalte țări din Uniunea Europeană, din păcate, într-un mod cu totul defavorabil,
și vedeți că asistăm practic la o situație fără precedent în ceea ce privește mortalitatea. Sute de oameni mor în fiecare zi. Mie mi se pare absolut incredibil. Este incredibil. Există reacție și nu există asumare în niciun fel pentru această nenorocire care ne afectează pe toți, ne afectează familiile și comunitățile. Chiar dacă vă mai rețin 30 de secunde, ce părere aveți despre acele declarații cu privire la lipsa medicamentelor specifice și cu faptul că, uite, aflăm acum că, domne, s-ar fi pierdut, că nu s-a semnat nu știu ce achiziție? Da, este, mă rog, nu face altceva decât să confirme ce am discutat cu dumneavoastră puțin mai devreme, că n-a existat niciun fel de interes și niciun fel de pregătire. Și iar pasarea asta de responsabilitate între primul ministru și Ministerul Sănătății a găsit la mijloc, din păcate, cetățenii, persoanele bolnave, infectate sau cele care au alte patologii și suferă oamenii, mor oamenii și noi asistăm la un ping-pong al pasării responsabilității și doar la atât. Mi se pare, pentru cineva care are o anumită responsabilitate politică sau ocupă funcții de demnitate publică în stat, mi se pare absolut incredibil. Să presupunem că se iau toate măsurile care trebuie luate de acum înainte. În cât timp s-ar face ele simțite, domnul doctor? Cel mai repede s-ar face simțite în 3-4 săptămâni. Vă mulțumesc tare mult pentru amabilitate și vă mulțumim că ați găsit timp să intrați în direct pentru cei din Neamț. La revedere, domnul doctor, și tot respectul. A fost domnul doctor Alexandru Rafila. Ați văzut că nu am discutat cu domnia sa în calitate de om politic, ci în calitate de specialist. Ceea ce spune domnia sa și referitor la cauza pentru care am pierdut lupta cu pandemia, cred că este vizibil pentru toată lumea. Nu s-au luat decizii la momentul respectiv. Dacă stăm acum să ne gândim de ce nu s-au luat decizii, chiar ajungem la concluzii care nici nu știu dacă e cazul acum să le mai discutăm în emisiune. Au fost interese majore, haide să dăm drumul la economie, ăsta este poate fi un interes major, dar una e să dai drumul la economie și alta e să dai drumul la economie într-un mod în care să poți proteja populația în timp, pentru că și alte țări au dat drumul la economie, dar s-a ajuns la alte situații decât în România. Lucrurile nu stau bine deloc. Dacă ați văzut statisticile din ultimele zile, o să observați că situația devine din ce în ce mai incontrolabilă. În acest context, la Piatra Neamț, am aflat aseară că s-a modificat schimbarea și la sala polivalentă, sala sporturilor din Piatra Neamț, va avea loc la final de săptămână concursurile de dans sportiv, numai că de data asta, ci că se țin fără spectatori, doar cei de acolo și că se vor lua măsuri foarte, foarte, foarte severe pentru respectarea legii. Nu știm cum se vor lua aceste măsuri, nu știm până la ce nivel vor fi duse acestea, dar ce știm este că acolo se vor aduna mulți tineri, mulți profesori, mulți instructori și dacă în sală probabil regulile se vor respecta cel puțin la nivelul ăsta al imaginii, adică atâția trebuie să fie în sală, atâția pe acolo și atâția acolo, ce se întâmplă în afara sălii nu știe nimeni, pentru că acum ci că ar fi vorba de 400 de persoane, nu mai știm nici noi exact ce va fi acolo, trebuie cazate, trebuie intră în interacțiune cu alți oameni. Lucrurile nu sunt chiar atât de simple, dar, nu-i așa, trebuie să ne supunem până la un anumit punct hotărârilor care se iau.
În rest, aproape că nici n-aș mai insista foarte mult pe ce se întâmplă în această zonă. Avem număr mare de bolnavi în spital, avem un număr mare de decedați în spitalele din județ. Probabil că afacerile de pompe funebre înfloresc nu chiar atât cum ar înflori în cazul unei situații normale, când s-ar cheltui mai mulți bani pentru așa ceva. Trebuie, până la urmă, să țineți cont de ceea ce spunea un invitat de-al meu în ultima perioadă. Suntem pe cont propriu. Suntem pe cont propriu, fiecare trebuie să ia decizia în dreptul lui, fiecare trebuie să hotărască în ce măsură se protejează sau nu, în ce măsură are grijă de el, de familia lui, să aleagă calea pe care va merge și să se roage la Dumnezeu să nu ajungă să aibă de-a face în acest moment cu sistemul sanitar de stat, cel puțin din România, pentru că lucrurile nu sunt foarte în ordine. În fine, dacă trecem de această discuție, vreau să vă spun că în această dimineață, nu știu ce s-a întâmplat, am primit mai multe mesaje de la cetățeni din Piatra Neamț apropo de ce se întâmplă în oraș. Cu circulația, cu drumurile, oamenii vin cu propuneri la noi. Dom'le, uitați-vă și spuneți ce părere aveți. Ei le-au făcut publice și pe rețele de socializare. Un domn care este extrem de atent la tot ce se întâmplă în oraș, domnul Cristian Răspopa, ne-a trimis un link de pe contul domniei sale de Facebook. O să încerc să văd dacă reușesc să intru pe... Putem intra? Dacă intru eu în... Da. Să preiau de pe calculatorul meu linkul respectiv. Te rog să-mi spui când ai această posibilitate. Când este, te rog să-mi spui. Domnul Răspopa ne arată un exemplu de stație de așteptare pentru călători care, pe lângă dotarea cu aer condiționat, am reușit, intră, te rog, pe mare. Acesta este, deci, pe lângă dotarea cu aer condiționat și alte avantaje pe care le oferă, costă mai puțin de 9.000 de euro. Aceasta este stația, sunt și niște prețuri. Să vedem dacă pot eu mări, am mărit puțin. Este și o schiță a acesteia. Domnul Răspopa spune, domne, nu vreau să fac polemici, dar din câte am înțeles, stațiile propuse prin celebrul proiect de mobilitate urbană ar fi mai scumpe de cel puțin câteva ori. Aceste stații propuse ar avea uși glisante, aer condiționat, sunt destul de generoase ca spațiu, designul este modern, este un sistem smart de afișare a datelor, nu te plouă, nu te ninge. Deci este un exemplu de implicare și poate n-ar fi rău ca cei din primărie să țină cont de aceste propuneri. În perioada următoare vom face publice toate propunerile cetățenilor care vin la noi. Nu știu dacă se duc și la primărie. Acestea fiind zise, astăzi nu aș vrea să discutăm mai mult pentru că ce a spus profesorul Rafila este suficient. Trăim într-o perioadă în care sistemul sanitar este depășit, plătim greșelile din vară, le plătim
tot noi, cetățenii, și trebuie să așteptăm, nu-i așa, măsuri perfecte luate de acum înainte, care ar putea să-și facă efectul peste o lună de zile. Sună frumos, dar după părerea mea, irealizabil. Vom ajunge în curând la ceea ce își doreau unii dintre conducătorii noștri, imunizarea de turmă. Dar imunizarea de turmă nu se va face așa cum trebuia să fie făcută ea, se va face cu o mulțime de victime omenești care probabil vor ușura puțin bugetul de asigurări sociale în România. Ne oprim aici, vă dorim o zi cât mai bună și nu uitați, fiecare aproape este pe cont propriu. Nu vorbesc despre cei care beneficiază încă de binefacerile sistemului.